Haideți să discutăm un pic despre ceea ce se cheamă frica de eșec sau teamă că nu vei reuși ceva. Este în felul următor. Haide să luăm ca și idee o persoană de sex feminin. O fată tânără la început. Părinții tot cam așa. Până când într-o zi au început să-i spună fetei: păi dar nu suntem mulțumiți de tine pentru că nu ai luat nota 10 pe linie. Și pentru acest lucru ești pedepsită o lună, nu mai ai voie să te uiți la televizor, nu mai ai voie să ieși afară cu prietenii la joacă. Așa că pe fata o apucă disperarea. Când trebuia să-și facă temele la matematică, decât să ia nota 7, la temă, când o ascultă doamna învățătoare și doamna profesoară, se ducea peste colegi. Dar dă-mi și mie, dar am domnul să-mi dai și mie tema la nota, ca să iau nota 10, ca să pot să ies afară. Sau să mă uit la televizor. Sau să mă joc pe calculator, cum era pe vremea aceea. Bun, și trecem mai departe. Copilul crește și pleacă din oraș. De ce? Pentru că părinții, la fel, au blamat-o mereu. Nu ai avut 10 pe linie și ne-ai făcut de râs. Dar ce e așa greu de înțeles? Nu, trebuie neapărat să ai mereu 10 pe linie. Bun, trecem mai departe. Ajunge la facultate, pleacă din oraș, numai ca să scape de chin și durere. Nu îți dai seama, până în clasa 12-a. Chin și durere. Bun, terminăm. Începe facultatea, pleacă din oraș. Acolo mama și tata nu mai poate să o verifice pentru că au nota. Dacă are nota 10 pe linie sau 5 pe linie. Între timp, datorită faptului că în acei ani de clasa 1-12 a fost obligată să fie aibă, să dețină un carnet de elev numai cu nota 10, ca mama și cu tata să fie mândri și toate cele, fata s-a învățat așa, ca un fel de comportament mai aparte. Dă-mi și mie tema la mate, dar numai cea de 10, nu de 7. La fizică la fel, dă-mi eu pe cea de 10, așa. Dă-mi o copiuță la geografie ca să iau nota 10, la istorie nota 10, ca un fel de, cum spuneau cineva, Victor Ponta la doctorat. Au căutat de sus până jos și era un mare plagiat. Bun. Învățându-se așa în 1-12, parcă
părea ceva de genul prost crescut și toate cele. În viață, când ajunge să muncească, tot așa. Vă dau această ce mi-ați cumpărat dumneavoastră, această sacoșă cu roșii și portocale, dar pentru că nu am rest pentru dumneavoastră, vă dau și acest pun de mentosane. E, și învățându-se așa, a fost împinsă de părinți să fie bună, adică să fie de pe numai de 10 și să se descurce. Cum a putut? Practic, de la acea pedeapsă nedreaptă. Nu mai ieși afară o lună. Pentru că ai luat nota 7. Nu ai luat nota 10 la chimie. Sau la fizică, sau la geografie, sau la biologie. Bun. Bine mai departe. Viața peste ea și nu-și dă seama și trece. Nu știe de ce niciun băiat nu-l place. Pentru că are această chestie în ea. Respinge pe toată lumea care dorește să o ajute, dar în același timp vrea să fie ajutată. Îi se bagă în cap că datorită faptului clasei 1-12 a fost necesar să ia numai 10 pe linie, că este Simona Amânar la paralele, unde ia numai 10 pe linie. Așa că în viață trebuie să ajungă neapărat pentru că a rămas întipărit acel gând, acea oroare, teroare și toate cele. Bun. Și ajunge într-o firmă, firmă care să lucreze. Și acea firmă, în acea firmă, la fel. Fă-mi dregem nu știu ce, numai să iau nota de 10. 10. Sunt două note de trecere în viață. 10 pe linie pentru ea și 5 pe linie. Care notă e mai greu de luat și care e mai ușor de luat? 5 pe linie e mai ușor de luat decât 10 pe linie. De ce? Pentru că trebuie să înveți să ceri colegului de lângă tine. Dar dăm și mie la matematică. Dar stai să mă uit și pe copiuța din poală sau de sub rochiță sau de sub tricou, cum am văzut. Bine, acum mai ieși cu casca. Direct în urechi. Așa. Și ajunge la muncă. E, patronul un pic mai exigent. Ajunge la acea chestie. Dar ce nu te duce fată capul să gândești și tu să nu știu ce? Și atunci iar, în loc să... Iar, tărar domnul să vină cineva să mă ajute și să fie bun ca să iau acea notă de trecere numai să fie bine pentru mine în parohie. Și să-mi păstrez locul de muncă. Știi? E. Și trecem mai departe. Un alt exemplu. De data aceasta o doamnă care ajunge prefect și subprefect, dar
copil, ea fiind de profesor militar. Tatăl fiind militar și profesor, este foarte exigent și cu familia și cu fata. Bun. Într-un final, fata ajunge procuror în viață. Că a câștigat anumite cazuri sau că le-a pierdut în viață, până când a fost dată la o parte și a ajuns jurist care conduce fabrici și uzine, nu știu ce e. Poate să reprezinte pentru ea. Ajunge și prefect și subprefect. Din dorința ei de a fi tot așa. Dar ar domnul să mă ajute cineva să fie bine, să iasă bine, să nu știu ce. Într-o zi pierde tot. Pentru că a început. Ea este cea mai bună. Pentru că mama și cu tata i-a spus să ia numai nota 10 pe linie. Și tot așa. Și tot așa. Și tot așa. Sau cum este chestia aceea cu lupul. Povestea lupului și cu oile și cu fetița. O fetiță a ieșit cu oile pe câmp. Și într-o zi, neavând ce face, din plictiseală începe să strige: "Lupu, lupu!" Toată lumea: "Săraca fată cu oile, oile ni le mănâncă lupul și pe fată, hai să mergem." S-au dus oamenii pe pășune după ea. Nimic. Nu era lup. Mai trec ce o zi, două. La fel. Lupul, lupul, să risc că a venit lupul. E, într-o zi, la fel. N-a venit lupul. S-au dus oamenii. Altă zi. Lupul, lupul, săriți! Și nimic. Lupul, lupul! Și nimic. Până când într-o zi, acel strigăt fals a fost ceva de genul: "Lupu, lupu!" Și n-a mai venit nimeni. Dar de data aceasta chiar venise lupul și i-a mâncat oile. Care-i fabula? Câteodată când primești salvare și strigi: "Am nevoie de salvare, am nevoie de salvare, am nevoie de salvare." Așa. Că de fapt asta dorea fata. Să fie băgată în seamă, să-i treacă timpul mai repede și toate cele. În ziua când i-a venit salvarea, i-a venit sau a venit lupul, ce a făcut? Nimeni n-a mai venit. Pentru ce? Pentru că tu nu reprezinți salvarea mea, tu nu reprezinți aia, tu nu reprezinți aia, cum spuneam, povești. De dinainte, cele două fete. Prima fată: "Dar ar Domnul să-mi dea cineva salvarea. Du-te de aici că eu sunt bună, pentru că așa m-a programat mama și cu tata să fiu numai de nota 10." Așa. "Și eu le știu pe toate și sunt mândră că tata e mândru și mama e mândră." Da? Numai de nota 10.
Bun. Un fel de Simona Mânară în viață. De nota 10. Practic în viață nu ai numai nota 10. Ai și zile bune, ai și zile proaste. Zilele proaste sunt de nota 5 sau sub 5, de nota 2, când zbori, de exemplu, din prefectură, pentru că ai atacat cumva pe cineva pe gură. Bun. Nimic de mai zis. Deci, practic, ți-o dă salvarea și ceva de genul, lupul, lupul, să risc lupul. În ziua când a venit lupul, nimeni nu a mai venit. Bun, vine ultimul, vine salvarea. Săriți, săriți, că am nevoie de salvare, săriți, săriți. Pe care, ce mă, asta e salvare, răginitura asta. De mașină care pică, tabla după ea. Sau doctorii ăștia proști, sau asistenta asta proastă, sau nu știu. Musai trebuie să fie, pentru că sunt numai de nota 10, trebuie să fie numai Mercedes-Benz. Salvarea cu doctor numai de nota 10, asistente numai de nota 10 și tot așa. Practic, este viața perfectă a lor pe care o gândesc. E, acea viață perfectă în momentul de față nu există. Dacă toți am fi perfecți așa, toți am conduce numai Mercedes-Benz, nu Audi câștigător care trece pe roșu, dar la următorul semafor se oprește și în spatele lui e o mașină de poliție Logan nou-nouță care poate să salte permisul sau să nu ți-l salte. Toată lumea ar conduce numai Ferrari, Porsche, mașini electrice, lumea perfectă. Dar nu există lumea perfectă. Cum am spus, 10-le al lui Dumnezeu, nu al profesorului, 8-ul al elevului de 10 și 7 al omului normal. Iar celelalte note, 6-5, sunt pentru oamenii care își dau mai mult sau mai puțin osteneala să învețe, că despre 4-3-2-1 este și ca la rachetă. Prima dată iei 1 că ai copiat și te-a prins, că ai copiuță aici. 2-ul, că n-ai recitat ca un papagal o definiție, dar ai făcut o problemă și nu-ți explici cum se face problema dacă intensitatea curentului este tensiunea supra-rezistență. Sau nota 3, pentru că îmi displaci ca om și eu sunt profesor și te arp. Sau nota 4, mai trebuia să faci un pic și la problema ultimă pe care nu o înțelegi. Și uite așa, te chinui să ajungi la 5. Și faci un pic și problema, nu știu care, și ajungi elevul de nota 5. Cât de cel de 10 și cu copiuța
și cu căscuța și cu căpușorul și cu copiatul și cu pămânageala, dar ar domnul să iasă bine, că mâine amerțan, fraiere, tu n-ai, eu știu, Logan. Cel cu Loganul se simte jignit. Pe ce, mă, Logan e mașină, mă. Logan e mașină. Uite-te, și tu mi-am adus un Passat afară de prin anul 2000. Tablă ca la bloc. Motor. Oricum. Are vreo 400 de mii ca al tău Logan, că e recondiționat în capul lui. Că n-a mai evoluat deloc tehnologia, toată a stat. Tren de rulare i-a fost adusă pe autostradă din Germania, pe platformă, în țară. Când ajunge la noi, n-are scut, pachet, drumuri grele și toate cele. Că na, nu era făcută pentru sud-est, era făcută pentru vest. Am vrea noi mașini ca în vest, dar drumuri ca în vest încă nu avem. Și tot așa, mai departe. Adică, na, ce Logan e mașină, Mercedes-ul e soarele pe pământ, după care mâine, pe mâine vine unul. Ce mă, n-ai Mercedes? Păi uite aici, Koenigsegg. Aia ce mai e? O mașină mai tare decât Mercedes-ul, Ferrari și Tesla, care are două punți pe spate. Cum să aibă așa ceva? Ei, uite că extravaganța este și peste Mercedes. Benz. Sau Audi. Olimpic l-a trecut pe roșu la semafor, iar la următorul oprit la stop pe roșu și vine mașina de poliție în spatele lui, Dacia Logan, nou-nouță. Ca să zic că permisul, vă rog. Ați trecut pe roșu. Stați pe stand o lună. Cam atât despre frica sau teama de eșec. Seară plăcută, în continuare.